Bună seara, dragii mei! Bună seara, dragile mele! Mă bucur foarte tare să ne revedem astăzi cu o etalare interactivă, cu trei variante. O să vă spun imediat ce o să facem și cu pendulul. O să încercăm să aflăm ce urmează aproximativ să se întâmple în luna iulie. Luna iulie se anunță de pe acum o lună plină de întorsături, de schimbări de macazuri, de schimbarea atitudinii. Practic se încheie niște etape destul de importante, etape în care s-ar putea ca foarte mulți dintre noastre să fi suferit foarte tare, să vă fi măcinat o grămadă de îndoieli. În luna iulie pare a fi o perioadă a clarificărilor. Practic în luna iulie o să vă dați seama de ceea ce urmează să faceți în lunile viitoare, fiind un fel de rampă de lansare și în carieră. Schimbări foarte bruște în ceea ce privește cariera. Pași importanți către noi, iubiri, renunțări la tot felul de relații toxice. Renunțări la persoane care par să nu mai vrea să nu, persoanele să nu mai să nu-și mai dorească a lua legătura cu persoanele părăsite, abandonate, etc., etc. Una peste alta se anunță o schimbare extraordinară de bun augur, zic eu, pentru că s-ar putea ca luna iulie a acestui an 2022 să fie practic un moment definitoriu. Din acest moment lucrurile să intre pe făgașul normal. Practic ieșiți din acea buclă atemporală, din acea rătăcire. Ați făcut cumva așa, n-ați mers în linie dreaptă, știți cum e GPS-ul. Vă bagă pe niște, câteodată, pe niște căi total eronate, însă în această lună, o lună a clarificărilor, pare că vă veți da seama de foarte multe lucruri, veți avea multe revelații, vi se vor lua multe văluri de pe ochi, astfel încât să procedeți către o nouă etapă mult mai bună, prolifică din toate punctele de vedere. Atenție și la, m-am zis, carieră, schimbări în carieră. Bun, cam acesta a fost intro-ul acestei etalări. Eu îmi doresc foarte tare să participați dacă aveți, eu știu, timp, atracție pentru astfel de etalare, cunoașterea lunii următoare. Am ales trei pietricele pentru voi, dacă rezonați cu titlul. Iar la finalul fiecărei etalări o să vreau să răspundem la o întrebare cu ajutorul pendulului, cu da și nu. Ideea este să fim onești cu noi înșine și să nu încercăm să ducem pendulul în eroare, așa cum mi-a povestit o doamnă, cumva râzând, vai, ce putem să ne fentăm singuri, păcălind, punând întrebări aiurea. Nu se face așa, pentru că până la urmă ne mințim singuri, nu mințim pe nimeni altcineva. Este o chestiune serioasă, zic eu, așa că dacă doriți să rămâneți până la finalul fiecărei etalări, o să vă rog să puneți, să vă puneți o întrebare cât mai concret la care putem să răspundem cu ajutorul pendulului cu da sau nu. Bun. Mulțumesc, o lăsăm pe pendulul la o parte. Voi folosi trei pachete de cărți de oracol, un mesaj pentru. Prima variantă avem piatra verde, verde cu negru. Pentru cea de-a doua variantă, alb cu negru, pietricica alb cu negru, și pentru cea de-a treia variantă, maro cu alb. O să începem cu prima variantă, pietricica verde. Ok, o să o punem aici lângă steluță. O să vă fie și ușor, domniilor voastre, să mutați cursorul pe imagine, astfel încât, dacă nu vă uitați în descrierea acestui clip, puteți să mutați cursorul să ajungeți la varianta dorită. O să începem cu un mesaj pentru voi, cei care ați ales prima variantă. Și aș începe chiar să vă spun că luna iulie o să debuteze pentru voi, dragii mei, cu o săptămână încărcată de emoții tulburătoare, de schimbări
realmente tulburătoare, o perioadă plină de suișuri, zic eu, mai mult decât coborâșuri, pentru că se pare că universul începe să vă testeze puțin pentru a vă trece, știți, ca la jocuri, la nivelul următor, dându-vă timpul necesar să părăsiți o relație, un moment, o etapă care nu vă mai priește, nu vă mai trebuie. În această etapă, după cum observați, cineva încheie, se finalizează ceva și începe o altă perioadă. Luna 6 este extrem de importantă, cum spuneam în intro. S-ar putea să fi luat o decizie sau dacă aveți de luat o decizie, cred că 80% deja știți ce să faceți, adică să vă luați jucările și să plecați către noi orizonturi, inclusiv dacă ne gândim la o distanță fizică. S-ar putea să faceți o călătorie în altă țară, în alt oraș, ar putea să vă schimbați serviciul, să vă mutați cu serviciul în alt oraș, să vă despărți. Să știți că nu sunt, cum să spun, n-ar fi exclus să se întâmple și anumite divorțuri. Adică dacă până acum a fost o perioadă de nelămurire, divorțăm, ne divorțăm, îl aștept, o aștept, mai vine, ba vine, ba nu vine, acum cred că clarificarea este una, poate fi privită ca o clarificare dură, dar măcar veți ști mai departe sau pe mai departe ce aveți de făcut. Cum spuneam, s-ar putea să fie o separare definitivă, de exemplu, dar o separare benefică, aș puncta eu, în ceea ce privește următorul pas în viața dumneavoastră. Nu sunteți singuri, nu sunteți singure, aveți susținere, veți avea susținere, este pe lângă dumneavoastră cel puțin un prieten, o prietenă care vă ajută cumva să vă reveniți sau să treceți printr-o dată această perioadă de tranziție, deși nu prea mai simt eu că mai sunteți în acea perioadă de tranziție, pentru că văd că hotărârea deja e luată. Dacă n-ați plecat din această relație sau din această etapă, din această istorie, din acest trecut, să zic, care nu vă mai priește, cu siguranță faceți, cu siguranță. Este oportun să faceți acest pas, dar spuneam că deja cred că sunteți hotărâți. Dacă aveți nevoie de confirmare, de fapt nici nu simt că mai aveți nevoie de confirmare, pentru că hotărârea cred că ați luat-o. Probabil confirmare doar să știți că ați făcut alegerea câștigătoare. După cum se vede în această carte, acest mesaj vorbește despre faptul că ați făcut și veți face decizia corectă să renunțați la tot ceea ce este inutil și toxic și să mergeți mai departe către o nouă etapă a vieții dumneavoastră. Sunt foarte multe descrieri, de asta spuneam că s-ar putea să fie o schimbare și de job, să mergeți poate în alt oraș, este vorba și de o relocare. S-ar putea să vă mutați, de exemplu, în alt oraș, s-ar putea să vă luați o casă, s-ar putea să... Este vorba despre acea mutare. Mutare poate într-o altă locuință sau să vă închiriați ceva. Dar, din câte observ, pe propriile puteri, dacă nu sunteți singuri, pentru cei singuri, faceți aceste lucruri pe propriile puteri, datorită deciziei voastre pe care ați luat-o cu foarte multă determinare și cu foarte multă putere. Pentru că v-ați dat seama ce, oare ce să mai aștept. Ar fi cazul să mă gândesc la mine, să lucrez cu mine, să mă întorc către mine, să am compasiune pentru mine și pentru gândurile mele și să-mi dau ascultare vocii interioare, astfel încât să aleg calea cea mai bună pentru mine și pentru copilul meu. Dacă este vorba și despre existența unui copiluț. Mame singure, tați singuri și așa mai departe. Un mesaj foarte important pe care cred că abonanții vechi deja știu, acest pachet de cărți pe spate, am cules pentru dumneavoastră intuitiv niște mesaje primite din partea ghizilor spirituali, cărora le mulțumesc foarte mult pentru participare la aceste etalări și pentru etalările ulterioare. Un mesaj pentru cei care au ales numărul 1, să crezi doar ceea ce vezi cu ochii tăi, nu ceea ce auzi de la alții. Probabil că dacă, eu știu, în particular rezonați cu acest mesaj, vi se confirmă sau vi se reconfirmă faptul că sunt în continuare pe lângă dumneavoastră persoane care poate vă vor binele, să spunem așa, privind partea plină a paharului într-o oarecare măsură, restul nu. Gândiți-vă și luați decizii doar datorită vouă.
indiferent dacă este greșită sau credeți că este greșită, măcar greșiți dumneavoastră, nu greșesc alții în ceea ce vă privește pe voi. Deci plecare dintr-o chestiune toxică și privirea cu încredere către ceea ce urmează să se întâmple. Dar haideți să vedem mai pe larg ce ne povestesc astrele, să vedem cât de favorabile sunt aceste astre. Să știți că vor răsări și anumite opțiuni sau din ce în ce mai multe opțiuni pentru cei care au ales prima variantă. Din toate punctele de vedere, pe toate planurile, soluții miraculoase apar așa, ca după, știți cum sunt, ca ciupercile după ploaie. Poate nu vă așteptați să se întâmple lucruri foarte bune în luna iulie. De aceea cred că veți fi puși în foarte multe situații în fața faptului împlinit. Noi opțiuni în dragoste, noi experiențe în ceea ce privește jobul, schimbarea foarte radicală a carierei, de exemplu, dacă ați lucrat, dau un exemplu, în foarte mult timp într-o companie, într-un SRL, într-o societate, înspre ați făcut ceva doar de a avea o stabilitate financiară, de data aceasta parcă o suciți așa la 180 de grade și faceți și ceva ce v-ar plăcea vouă, tocmai în sensul a satisfacerii personale și chiar aduce chiar un boost financiar în viața dumneavoastră, o echilibrare din punct de vedere financiar care să vă aducă încrederea aia. Uite, mă fac și eu ceva pe cont propriu, cu propriile puteri și mai câștig niște bani din ceea ce fac. Cu plăcere, vorba lui Confucius, cred, sper să nu mă înșel. Dacă muncești până la urmă ceea ce îți place, înseamnă că nu mai muncești niciodată, nu vei merge niciodată la serviciu. Haideți să vedem, pentru cei care au ales prima variantă. Cum spuneam, acest boost financiar, să știți că vine după ce ați fost cam întorși pe dos, știți. Mai ales dacă sunteți persoane blonduțe și atene cu ochii deschiși la culoare, posibil n-ați avut bani să vă cumpărați o casă, să vă terminați un plan. Eu aici văd o casă, casa dumneavoastră, o renovare, o locuință, schimbarea unui domiciliu, etc., etc., că tot vorbeam noi la început de o mutare, iată că luna iulie s-ar putea să vă aducă acele opțiuni, acele șanse care vin după ploaie, că de fapt despre asta este vorba ca și mesaj general. După ploaie, întotdeauna vine soarele. Sau fie noaptea cât de lungă, până la urmă tot vine dimineața, nu? Deci după ploaie vine soarele. Nu știu ce am cu ploaia asta. Probabil că ați și plâns, probabil că v-ați și despărțit, probabil că v-ați și accidentat, probabil că nici din punct de vedere al sănătății lucrurile nu merg foarte bine. Poate v-ați grăbit mai mult decât era cazul. Știți, spune, grăbește-te încet pentru că lucrurile se întâmplă exact în momentul în care se întâmplă. Așa că cred că veți avea parte de acei bănuți ca să vă terminați niște planuri rămase cumva în suspendate. Așa, o negociere, o vânzare de casă, o cumpărare, o negociere eșuată, un contract care se renuiește în cazul dumneavoastră. Mai aveți grijă la mici, eu știu, accidente, grăbește-te încet, cum spuneam, aveți grijă să nu vă prindeți părul doamnelor în undulator sau chestii casnice foarte, foarte tare. Sper să nu fie și altele, nici nu vreau să mă duc mai departe pentru că nu este, până aici pot să povestesc, mai departe nu am cum și nici nu îmi doresc asta. Atenție sporită în absolut tot ceea ce faceți. În momentul în care semnați un contract, mare grijă la acele sau abonamente. Ați văzut că în subsol se scrie foarte, foarte mic, suntem tentați să nu citim totul până la capăt și să semnăm, dar acolo s-ar putea să fie niște clauze care, mă rog, nu sunt chiar benefice. Ni se dă așa un vraf de acte și până ajungem noi la final semnăm, hai domne, lasă-mă că n-are ce să se întâmple. Dar de asta ne și dau la un moment dat vraful. Să ne plictisim, să semnăm, să ne vedem de treabă. Atenție la împrumuturi, la fel. Orice împrumut pe care îl luați, orice act pe care îl semnați, orice lucru pe care îl faceți în casă,
ca o atenționare, citiți, recitiți de foarte multe ori, puneți ca unul, eu știu, să ștergeți praful, fixați-l de 100 de ori, astfel încât să eliminați tot ceea ce ar putea să vă dăuneze. S-ar putea să faceți niște discuții, să discutați cu o persoană blonduță, o persoană de sex masculin, blonduț, șaten, cu ochii deschiși la culoare, poate și doar cioc, nu văd foară sau mustață, mă rog, nu văd o barbă sau ceva. Și așa m-a certat cineva că la mine toate persoanele sunt blonde cu ochii deschiși. Doamnă, cred că nu v-ați uitat la multe din aceste etalări. Și dacă urmăriți și dumneavoastră, pot să spun că sunt și persoane brunețele cu ochii albaștri. Asta ca să vă dau un pic de liniște, să puteți să dormiți seara. Inițiale A, J, AJ și nume italiene, văd foarte multe, V, B, R, O, K, D, Dea. Hai să lămurim aceste mici întorsături, mici, mă gândeam la cele mici accidente. Nu are legătură cu faptul că s-ar putea să vă împiedicați, pentru că aici este chestie de apucat, de împiedicat, de cineva vă pune piedică, știți, ca să vă accidenteze, în ghilimele de rigoare, la figurat vorbind. Aveți grijă la oameni sarcastici și aveți grijă la oameni care sunt ca șarpele la sân, prieteni, așa zici prieteni, care nu vă vor binele. Aveți grijă la dușmanii de lângă voi, care sunt niște, sau la persoanele care sunt într-o veșnică competiție cu voi. Ia să vă uitați un pic în jurul vostru și să vedeți că nu toate persoanele care zâmbesc frumos sunt și binevoitoare. Să știți că acești dușmani, prieteni, în sfârșit, sunt deosebit de isteți și sunt răutăcioși. Poate a treia parte, dacă vorbim despre relații, eu știu, triunghiuloare sau, mă rog, relații interumane până la urmă, încercați să vă uitați după umăr, știți? Adică încercați-vă să vă feriți totuși spatele. Ideea este să nu aveți foarte mari așteptări, să nu aveți foarte mare încredere, adică păstrați-vă și pentru voi acolo măcar un 20% îndoială vis-a-vis de cel puțin o persoană, energie feminină. Sau a treia parte, cum spuneam, dacă este vorba despre o relație triunghiulară. Aici este vorba despre energie feminină care încearcă să facă tot felul de lucruri care, mă rog, nu îi fac ei bine. Vorbeam de discuțiile cu o persoană de energie masculină la o cafea. Vedeți, ar putea să fiți invitați, le lăsăm așa, la o discuție la o cafea. S-ar putea să primiți o invitație, să conversați, să savurați momentul. Bineînțeles că s-ar putea să fie o relație de început sau care, așa, timid, timid, de la o zi la alta, de la un mesaj la altul, de la un telefonic la un altul, s-ar putea să se contureze o frumoasă relație de prietenie, nu zic de dragoste, deocamdată de prietenie, care o să vă umple puțin timpul. Dacă nu, ulterior și inima. Haideți să vedem cu proiectul acesta, cu casa, cu renovare, cu negociat, cu contracte, cu joburi. Să vedem care este situația. S-ar putea să fie vorba despre un divorț. Cine câștigă casa, împărțire de bunuri, împărțire de, eu știu, tot felul de locuințe. Cineva poate că a încercat să găsească o variantă astfel încât să se împartă și căprița și varza. Dar cred că ideea aceasta de eliberare toxică dintr-o relație, că știți că vorbeam și la începutul acestei etalări, este vorba despre a renunța la ceea ce vă ține loc, inclusiv, acum nu vă spun eu, Doamne ferește, ce să faceți, că noastră știți în particular despre ce este vorba, dar s-ar putea ca adicția asta să vă pună bețul roate, să nu vă puteți elibera pentru că ați muncit foarte tare la o casă, la o locuință în general, la o afacere, la un job, în sfârșit. Și parcă vă este destul de greu să renunțați dumneavoastră de ceva ce vă leagă.
Dacă sunteți într-un divorț sau concubinaj sau etc., etc., o relație stabilă în care ați construit așa câte ceva de-a lungul anilor. Și atunci, eliberarea asta față de tot ce înseamnă toxicitate și mai ales de ce nu vă trebuie. Eu chiar am întâlnit, bine, și eu am trecut prin situația asta la un moment dat. Dezvoltasem un soi de atașament față de un lucru material și mi-era foarte greu să renunț. Și în momentul în care am învățat, mi-au trebuit niște ani. Din păcate, dacă aș fi știut asta la început, lucrurile cred că ar fi luat o întorsătură mult mai fericită pentru mine și nu m-aș mai fi rătăcit. Așa, nu aș fi rătăcit în bucla asta pe care am făcut-o atemporală. M-am încurcat GPS-ul spiritual. Așa și dumneavoastră. Cred că în momentul în care o să înțelegeți că a fi liber sau a fi liniștit în perioada următoare este să, sau ar fi bine, ar fi oportun să vă detașați de tot ceea ce înseamnă lucru material, material, lucru care până la urmă se dărâmă. E un perete, e un zid, e o mașină, e în sfârșit. Asta este mesajul care mi se transmite, așa vi-l dau, fără a interveni în niciun fel. Eliberarea despre tot ceea ce înseamnă toxicitate, relații, adicții de asemenea, alcool, tutun, cafea, regim alimentar, mâncat aiurea, mâncat, eu știu, la ore nepotrivite, etc., etc., este extraordinar de bine dacă ați începe și o cură de, cum se numește, nu dezintoxicare, regim de detoxifiere, mulțumesc cine mi-a transmis, regim de detoxifiere. Ar fi absolut necesar pentru a vă reconstrui voi, pentru a vă repune pe picioare și a vă reconstrui inima, mai ales dacă veniți și după niște eșecuri emoționale. Vă ajută foarte tare și mai ales din punct de vedere al liniștii sufletești, plimbări, natură. Orice fel de suferință pe care ați avut-o, pierderea unei persoane dragi, este absolut minunat să mergeți în natură, pentru că sau să faceți un sport, exercițiile fizice, meditație, rugăciune, deja știți aceste lucruri, vă oferă niște răspunsuri. Încercați pe cât se poate să vă detașați inclusiv de nivelul acesta de stres, de toxicitate acumulat în urma stocăririi, dacă vreți, sau urmăririi excesive pe rețelele de socializare a persoanelor toxice de care v-ați despărțit sau care nu mai dau niciun semn de viață. Știți că vorbeam la începutul etalării că urmează acel pas absolut important de a pune capăt unor lucruri toxice și a merge mai departe pentru a vă face bine, a trece într-o perioadă nou-nouță, noi începutul. Nu uitați că fiecare final aduce un nou început, pentru că aceasta este mesajul și aceasta este cartea care vă transmite că vă așteaptă lucruri noi, deschideri noi, munți pe care îi depășiți. Muntele înseamnă și răbdare, în altă ordine de idei. Bun, haideți să vedem, să încheiem cu alt mesaj ce vă așteaptă în afară de ceea ce am vorbit. Dragii mei, nu totul este pierdut. Să știți că în luna 6-a, 7-a, veți avea foarte multe lucruri excepționale la care să vă gândiți. Unul dintre ele este semnarea unor contracte, vedeți? Vă luați o casă, vă semnați un contract foarte bun, faceți ceva, eu știu, pe cont propriu, rebalansare, recalibrare din punct de vedere financiar. Și lucrurile încep să vă mulțumească extraordinar datorită faptului că veți face această schimbare. Renunțarea la vechi aduce cu sine ceva nou. S-ar putea să vă cumpărați o casă, s-ar putea să vă iasă un împrumut, s-ar putea să vă mutați într-un alt oraș. Știți că anul acesta, pentru voi, cei care ați ales prima etalare, luna septembrie și luna, de fapt o să înceapă așa, de 6, 7, 8, de august, septembrie, octombrie, vor fi lunile în care veți fi mulțumiți de ceea ce ați construit pornind din luna iulie. Adică în luna iulie, posibil să se pună bazele unor discuții, unor contractări, să construiți ceva, că nu puteți să construiți într-o lună, nu? Deci
cel puțin în 3 luni, dacă vreți să faceți, eu știu, o casă cu un dezvoltator. Va trebui să așteptați. Orice lucru pe care, mă rog, durează minim 3 luni. Orice tratament naturist între 3 și 6 luni sau orice tratament pe care îl începeți, dacă este vorba despre chestiuni medicale, îl începeți, va dura puțin, dar lunile acestea, a 8-a, a 9-a și a 10-a, cel puțin la final, sunteți liniștiți, se reînnoiesc contracte, începeți să discutați. Totul se face către succes. Dorințe împlinite, visuri care devin realitate. Pentru că acum este timpul și datorită acestei schimbări pe care voi o să o faceți, aceste schimbări de, cum să vă zic, datorită vouă, adică s-ar putea să vă felicitați voi și vă felicit eu de pe acum, s-ar putea să vă pupați singurele în oglindă pentru că ați luat decizia cea mai bună la timpul potrivit, pentru că nimic nu este întâmplător. Ia uitați, mesajele, să vi le citesc pe acestea pe care le-am cules pentru dumneavoastră, secretul pentru a ajunge departe este să începeți, acționează. Începând din această lună, luna iulie, în momentul în care acționați în luna iulie, v-am spus că finalitatea se va întâmpla în lunile pe care vi le-am comunicat și chiar veți fi extrem de mulțumiți pentru ce faceți și ce reușiți. Bineînțeles, pentru că este vorba despre se lasă cu victorii, cu reușite. Alt mesaj pentru noastră, dacă vi s-a dat un vis, vi se vor da șanse să le îndepliniți, răspunsul este da. Iar al treilea mesaj pentru voi, nu am încredere în vorbe, am încredere în fapte, apropo de ce discutam, da? La prima carte, să crezi dar ceea ce vezi cu ochii tăi, nu ceea ce auzi de la alții. Iată, revine și confirmarea, nu am încredere în vorbe, am încredere în fapte. Și să nu știe nimeni ce rând vă dor. Apropo de lucrurile pe care le țineți acolo adânc în suflet și suferiți pentru ele. Mai bine să nu știe nimeni nici despre planurile voastre până nu sunt îndeplinite, nici despre suferințele voastre, pentru că, v-am zis, fiecare le știe pe ale sale. Cam atât în ceea ce privește prima etalare și, cum spuneam, v-aș ruga, dragii mei, cei care ați ales prima etalare, să puneți o întrebare cât mai concretă la care pendulul ar putea să vă confirme sau să vă infirme. Da? Au ba. Răspunsuri, deci dacă pendulul se mișcă așa, mai ales pentru abonații noi, înseamnă da. Dacă se mișcă așa, înseamnă că nu. Dacă se mișcă în cerc, înseamnă că este puțin probabil acum, în acest moment. Am să vă rog să vă gândiți la o întrebare concretă la care se răspunde cu da și nu și să primiți cu seriozitate și să priviți cu seriozitate acest răspuns. Îi dăm drumul. Îmi doresc să aflu pentru cei care au ales prima etalare răspunsul la întrebarea pe care au pus-o. Da sau nu? Răspunsul, dragii mei, dragile mele, este da. După cum vedeți și dumneavoastră, eu mâna o țin absolut nemișcată, nici n-am răsuflat. Răspunsul este categoric da, mulțumesc cu recunoștință. Pentru cei care au ales prima etalare, pentru cei care aleg a doua etalare, imediat să notez și eu timpii, piatra alb cu negru, ori alb, ori neagru, să vedem și în cazul dumneavoastră, nu uitați, dacă veți rămâne până la final, o să întrebăm pendulul răspunsul la o întrebare concretă cu da sau nu. În primul rând o să vedem despre ce este vorba în primul mesaj pentru luna iulie. În mare pentru toate planurile, recomandări, atenționări, starea actuală și ce urmează. După care o să fac o etalare pentru fiecare zodie în parte pentru luna iulie. O să mă apropii cât mai repede, adică mai mult de începutul lunii iulie cu zodiile. Bun, pentru cei care au ales a doua etalare, dragii mei, stabilitate financiară, materială, emoțională din partea unei ființe, energie
din câte se pare, masculină, că sunteți voi, că apare o energie masculină cu o bogată experiență profesională, personală, intră această persoană în viața dumneavoastră pentru a vă restabili, pentru a vă povățui, pentru a vă oferi cele mai bune sfaturi, recomandări, astfel încât să luați cele mai bune decizii în cariera dumneavoastră, în viața dumneavoastră. Altfel spus, cei care nu aveți cuplu, cei care sunteți singuri, cei care n-ați avut niciodată pe nimeni, s-ar putea să vă bucurați de apariția în viața dumneavoastră a acestei persoane mai în vârstă, dar care vă poate oferi, și cred că ar trebui să beneficiați de această bogată experiență de viață, astfel încât să nu mai greșiți cumva nici în carieră, nici în viață. Este o persoană, cred, cu totul și cu totul nouă, sau o persoană care s-ar putea să fie ori un coleg de serviciu, ori șeful dumneavoastră, șefa dumneavoastră, oricum energiile se întrepătrund, oricum pot fi interpretate aceste mesaje. Ideea este să le preluați doar acele mesaje, frânturi de mesaje cu care dumneavoastră rezonați, astfel încât să aveți un tablou cât mai corect a vieții dumneavoastră viitoare. Fericirea dumneavoastră are ochii căprui și un zâmbet frumos. Viața este făcută din gânduri, fericirea din alegeri. O să vă comunice această persoană. Ia să fiți atenți, atente, că dacă în discuțiile voastre, poate și pe internet, să știți că nimic nu este întâmplător. Cine știe, dacă la un moment dat veți primi un astfel de mesaj, iată că nu este exclus ca acest minunat bărbat sau minunată doamnă în etate, mature, să vă schimbe radical viața. Doar că este un mic detaliu care cred că nu este o piedică în calea fericirii dumneavoastră. S-ar putea să se afle la finalul unui divorț, s-ar putea să-și dorească să divorțeze, s-ar putea să-și dorească să se separe dacă a fost într-o relație toxică, de lungă durată, etc., etc. Pentru că nu îi mai trebuie. Nu înseamnă că vrea doar să vă cucerească și să vă abandoneze, ci dacă vă spune de la început acest lucru, sau poate nu vi-l spune de la început, este că nu vrea să vă sperie. Luați acest lucru în considerare și încercați să dați o șansă în ideea de a comunica. În ideea în care dacă, eu știu, auziți ceva, mai ales dacă ați fost trecuți prin foc și spadă, să nu aveți acea tendință de a fugi mâncând pământul crezând că totul se repetă obsesiv în viața dumneavoastră. Viața e făcută din gânduri, fericirea din alegeri. Așa că dacă această persoană este căruntă, grizonată, cu ochii pot fi și închiși la culoare, pot fi și deschiși la culoare, sau un șaten, zic eu, posibil cu ochii negri, dar una peste alta, m-am spus, ochii căprui și zâmbet frumos. Leu, Capricorn, Taur, Berbec, Balanță. Este o persoană care vă este hărăzită, o persoană care s-ar putea să vă fi intersectată și în lunile trecute. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, s-ar putea prin aprilie să vă fi intersectat cu această persoană, că ați știut, că n-ați știut, că ați bănuit, că n-ați bănuit, sau poate ați primit niște mesaje la momentul acela, dar nu ați luat în seamă, gândul fiind în altă parte. Iată că revine în mod, cum se spune, cu succes, adică revine cu succes. De data aceasta s-ar putea să facă o încercare și, cum să vă zic, să și meargă de data asta. Poate n-a mers, ceva n-a mers în trecut. Deci s-ar putea să vă urmărească pe rețele de socializare, să, dacă este la serviciu, să vă adulme, ce să vă ia pulsul, etc., etc. Ceva în luna aprilie. Acum 4 puncte, acum o lună, cine știe, dar eu zic că ați avut așa un soi de
întâlnire sau ceva s-a petrecut acolo, sau poate vă angajați, sau poate vă angajează, sau poate, oricum este mai mare, ați avut o relație sau de prietenie, sau veți avea, sau va încerca să vă fie prieten și n-ați vrut. Deci, este o ființă nouă, poate face parte din trecut, dar dintr-un trecut apropiat. De asta spuneam că s-ar putea să fie vorba foarte multe cărți. S-ar putea să fie vorba despre 4 puncte sau peste 4 zile. Cine știe, aveți șansa de a primi în viața dumneavoastră o oportunitate. Posibil în iubire, de asta zic. Haideți să vedem ce putem să aflăm pentru voi, dragii mei, în luna iulie. Revine această persoană. De asta spuneam că poate are legătură cu jobul sau schimbați, eu știu, experiențe, mesaje din punct de vedere al jobului. Sau poate că începeți niște discuții pornind de la job, sau s-ar putea ca această persoană să vă stabilizeze din punct de vedere financiar, să aibă un job bun, de exemplu, să fie potent din punct de vedere material și să vă asigure vouă un trai mai mult decât decent. S-ar putea să aibă și un cecel în ureche, sau această persoană, dacă e bărbat, de asta spun, sau această persoană este un idealist, o idealistă, pe lângă faptul că este foarte matură și cu o bogată experiență profesională. Să știți că îi plac întâlnirile romantice, s-ar putea să încerce niște surprize pentru voi, adică de modă veche, așa cum simt eu că este această persoană, așa genul acela shakespearian, care compune versuri, scrie poezii, scrie, lucrează, activează în acest domeniu artistic, sau poate că îi place foarte mult teatrul, sau poate că este o persoană erudită, are un soi de ani, de asta spuneam, experiență de viață în spate. Pentru altă categorie de persoane s-ar putea să fie și un bărbat brunet cu ochi închiși la culoare. Din punct de vedere financiar, s-ar putea să fie niște situații destul de complicate din punct de vedere al bănuților. Există niște certuri, niște nemulțumiri și poate că această persoană chiar vă oferă soluția optimă pentru ca voi să vă echilibrați și din acest punct de vedere, pentru că aveți vești bune. Adică dacă lucrurile nu au mers foarte bine din punct de vedere financiar, că nu v-ați dat salariu, că n-ați avut job de foarte multă vreme, că, eu știu, nu ați fost mulțumiți din pe această latură a bănuților, poate, eu știu, procese pe rol, ați plătit foarte mult taxe, tot felul de taxe, impozite, amenzi, mă rog, poveștile sunt diverse și destul de multe. Dar să știți că din acest punct de vedere vor veni vești foarte bune. S-ar putea să vă angajați, s-ar putea să fiți recunoscuți sau să vi se recunoască niște drepturi dacă ați avut un conflict de muncă, să fiți disponibilizați, dar să vi se ofere salarii compensatorii. Adică după ploaie vine soare și această persoană care pledează pentru voi, stă cumva pavăză în fața dumneavoastră, poate într-un proces, de exemplu, nu? Și vă ajută să vă stabiliți o pensie alimentară astfel încât să reușiți să vă creșteți copii decent. Sau vi se stabilește o dotă, o pensie lunară. Orice conflict văd că se atenuează și chiar se rezolvă, pentru că primiți niște vești bune și chiar vă văd zâmbind, să știți. Chiar vă văd zâmbind și chiar trecând practic de toată această perioadă de îndoieli. Deci dacă aveți niște îndoieli sau aveți nevoie de confirmare, că poate vreți să obțineți un împrumut și au fost niște certuri, sau certuri pe niște averi în familie, cu frate, cu soră, cu succesiuni, cu tot felul de chestii, să știți că lucrurile se atenuează din acest punct de vedere. Dar o să cerem și clarificări în acest sens. Haideți să vedem. Poate la job, un conflict de bani la job, sau nu vi s-a dat un comision, nu? Să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre o posesiune. Ne s-ar putea să vi se ia un drept, de asta vă zic, și vă blochează. Sau dacă ați fost blocați din acest punct,
Există o dependență, poate, eu știu, financiară. S-ar putea să fie o dependență de o persoană de care ați divorțat, de exemplu, sau de care v-ați separat și atunci au fost discuții, nu v-ați înțeles la bani, nu v-ați fost despăgubiți, despăgubite, de exemplu. Dar vești bune, trebuie să fim optimiști pentru că avem în viitor, în luna iulie, vești nu bune, foarte bune. S-ar putea ca din luna septembrie anului trecut să fi fost așa un termen la termen, aceste certuri și neînțelegeri. Din nou există dependență. Să știți că sunt două cărți care vorbesc de aceeași dependență, codependență aproape obsesivă, dacă îmi permiteți această expresie, legătură afectiv relațională cu cineva care are să vă dea o sumă de bani, cum spuneam, sau dacă sunteți în proces de separare de bunuri, de partaj și atunci nu puteți să renunțați. Și cred că și cei din prima etalare au avut așa un fel de blocaj, nu puteau să iasă din chestiunea aceasta, dar cei din etalarea 1 sunt mult mai determinați față de voi. Voi parcă încă sunteți ușor blocați, restricționați, de exemplu, din acest punct de vedere, dar aici restricția vine pentru că voi singure v-ați construit aceste restricții, aceste blocaje, voi singuri, singure ați ridicat acești pereți de autoapărare. Frica de abandon. S-ar putea să fie, știți cum, mai ales dacă a fost o relație, hai să spunem așa ca și exemplu, dacă a fost o relație, să zicem, de căsătorie, în care unul lucra, altul nu lucra, de exemplu. Și, în general, e vorba despre voi, cei care posibil să fost întreținute sau, că nu este general valabil, sau să fi depins emoțional de acele persoane. Sau nici n-ați fost căsătoriți, dar nu contează. Poate că nici n-ați avut o relație de cuplu. Dar gândul acela construit către această persoană, imaginația care ați transformat-o în realitate, că puteți fi până la adânci bătrâneți alături de această persoană, v-a blocat efectiv energetic în această lume în care v-ați închis împreună cu această persoană și depindeți emoțional de această persoană. Dar nu e de bine. Adică este o zonă de aparent confort care vă țintuiește și vă deturnează de la îndeplinirea misiunii voastre pe pământ până la urmă. Este imperios necesar să spargeți aceste bariere și să renunțați pe cât se poate la ideea de vai, o să rămân singură toată viața. Indiferent de vârstă, indiferent dacă aveți 70 de ani, indiferent dacă aveți 80 de ani, 100, 2000, indiferent dacă aveți 17 ani sau, eu știu, 30, 45, 35, nu contează. Este vorba de a depăși aceste limite și de a nu vă lăsa pradă fricii de abandon. Stimă de sine foarte jos, neîncrederea în voi. Și atunci va trebui să începeți serios lucrul cu dumneavoastră. Mantrele sunt extraordinar de importante. În fiecare zi merge din ce în ce mai bine pe toate planurile. Sunt sănătoasă, sănătatea mea este în concordanță cu sănătatea universală. Mă regenerez conform sănătății și energiei universale. De câte ori vreți pe zi, minim 21 de ori o să vă ajute pentru că vă construiți într-adevăr puterea debarasându-vă de aceste ziduri, autosabotaj pe care l-ați făcut. Parcă sunt vă cicălesc, nu? Parcă sunt. Da. Sunt extrem de cicălitoare, dar ăsta este mesajul. L-am lăsat să curgă, că așa, fără să mă mai gândesc la nimic. Ce vreau să vă spun este că toată această dizarmonie sau lipsa, hai să spunem așa, lipsă de armonie se echilibrează, vă regenerați, vă eliberați.
Renunțați la orice acel dezastru prin a vă lupta. Da, vă luptați cu voi înșivă. Sau este imperios necesar să vă luptați cu voi înșivă, pentru că este acolo un conflict și un conflict legat de frica de abandon. Poate că în copilărie ați avut o frică de a... În ce privește abandonul, ați fost abandonat sau părinții au divorțat sau v-ați simțit neiubit, neiubită, etc., etc. Și atunci a avut efect pe termen lung, astfel încât în momentul în care ați întâlnit pe cineva s-ar putea să vă fi înfipt în ghilimele energetic de acea persoană care v-a oferit o perioadă din viața lui, din viața ei. O călătorie care vă ajută să vă revigorați din punct de vedere financiar, din punct de vedere emoțional, tot așa are legătură cu bani. S-ar putea să primiți o sumă de bani care vă ajută să vă faceți o vacanță, să faceți o călătorie, să plecați la rude, în străinătate sau, nu știu, vizite la prieteni, prieteni în alte orașe și discuția cu prietenii vă ajută foarte, foarte tare. Acum să vedem și despre, să lămurim această carte a veștilor bune. Pentru cei care au ales această etalare, etalarea a doua. Ia să vedem în ceea ce... Vedeți, v-a zis, o călătorie, vești bune și din partea, din domeniul acesta al iubirii. Pentru că aici este o relație de yin și yang, relație de suflete pereche. Intrați într-o... relaxare sau începe să vă relaxați ușor ușor, să vă echilibrați, să aveți un zen așa, zen bun, pentru că există unitate dintr-o dualitate. Acum, ori dumneavoastră renunțați la această codependență față de cineva din trecut și astfel puteți să lăsați adevăratului suflet pereche să intre în viața dumneavoastră, care s-ar putea să nu fie singură persoana aceasta sau s-ar putea că noastră să nu fie singuri. Dar întâlnirea de suflete pereche se produce și se produce și această unitate, cuplare. Sunteți cuplați unul de celălalt. Este o fază de completare, vă completați. Știu, mă repet, dar o să vă completați foarte bine cu această persoană. Poate că așteptați o sumă de bani, de exemplu, dacă sunteți într-un partaj și nu mai reușiți să ieșiți din acel partaj, reușiți acea intrare în posesia unei sume de bani care vă ajută să vă întâlniți sufletul pereche prin această călătorie pe care urmează unii dintre voi, bineînțeles, să o faceți. Haideți să vedem ce putem să aflăm la nivel general acum, să încheiem tot cu mesaje din acest minunat pachet de cărți de oracol, inclusiv mesajele pe care vi le-am cules pentru voi, bazându-mă pe intuiție, după care vom răspunde și la o întrebare concretă cu da și nu, cu ajutorul minunatului pendul. Dar acum haideți să vedem ce putem să aflăm. Lucrurile intră în linie dreaptă, să știți, pentru voi. Și din punct de vedere al jobului, și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere al întâlnirii cu sufletul perechi. Ia uitați. Întâlnire cu sufletul lui perechi. O regăsire. Ia vedeți dumneavoastră dacă nu v-ați mai întâlnit în copilărie, în adolescență, în anii tinereții, depinde. Pentru că revine cineva din trecutul îndepărtat, foarte îndepărtat. Și s-ar putea să aveți șanse reale de a vă cupla cu această persoană, a o găsi. Este vorba de călătorie, pentru că, vedeți dumneavoastră, există o depărtare aici, fizică, alte orașe, alte țări, alte continente, sau dacă faceți o călătorie, nu știu, vă întoarceți la casa părintească sau un oraș, na, orașul natal sau... Vă invită cineva la un botez, vă invită la un eveniment social, monden, etc., etc., va trebui să călătoriți. S-ar putea să vă regăsiți cu această persoană. Oare să vă fie teamă că această persoană v-a abandonat în trecutul foarte îndepărtat și să vă fie teamă să începeți ceva nou? Eu vă văd zâmbind și vă văd dorind această regăsire. Vă văd din nou o relație de yin și yang, dacă tot am vrut să clarific această carte. Și destinată, o relație care vindecă, vă vindecă, vă vindecați unul pe celălalt, de ce nu? Sau poate că are legătură această persoană sau voi
această etalare cu persoane care, cu ființe care activează în domeniul sănătății, fac bine alți oameni și domeniul este larg. Vindecători în lumină, psihologi, psihiatri, vindecători, în general, asistente, asistenți. Fază de completare, din nou, fază de uniune. Mesajul pe care doresc să vi-l citesc este să nu te lași doborât, doborâtă de viață. Întotdeauna există o nouă șansă. Nu am nicio setare ca să pot să vă arăt mesajul în oglindă, așa că va trebui să vă bazați pe încrederea pe care o aveți pentru mine. O nouă șansă, să știți, o nouă șansă la iubire. Noi șanse pentru voi și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al jobului și din punct de vedere al iubirii. Renunțarea la dependența aceasta vă deschide calea către întâlnirea cu adevăratul sfetul pereche, indiferent dacă acesta vine din trecut. Poate v-ați mai întâlnit, dar revine și de fapt, practic, ați căutat iubirea în altă parte, v-ați agățat de o iubire care... Și cred că intuitiv știați că lucrurile nu se pupă, știți cum se spune? Că dacă nu se aliniază planetele într-o perioadă, înseamnă că nu e să fie. Și atunci, oricât ne-am pune în unghii, oricât ne-am pune contra curentului, nu se întâmplă. Tăcerea este tăcerea miilor. Tăcerea este de, bine, de aur, normal, stană de piatră. Și în momentul în care și mental, că renunțați la acel conflict mental și... emoțional, în momentul în care mai preia și rațiunea controlul, nu mai inimioara, faceți tăierea aceea a cordonului umbilical energetic, tocmai pentru a intra adevăratul suflet pereche. Chiar dimineața, să știți că mă gândeam să postez pe pagina comunității tăierea stringurilor și nu este energetice, legăturile energetice făcute și în alte vieți și prezente, față de persoane, față de momente, față de jurăminte făcute în viețile anterioare. O să încerc să postez astăzi, tocmai pentru a și vedea ce se întâmplă și cum se întâmplă, astfel încât să vă eliberați și să puteți să primiți noul. Despre asta este vorba. Bun. D, Scorpion, imediat, Balanță, Gemeni, Vărsător, Leu, Berbec, A, B, A, B, D. A, B. Da, foarte mult B văd. C, S, M, litere duble s-ar putea. T, M. Acum, îmi doresc să putem să răspundem la o întrebare concretă cu da și nu pentru cei care au ales cea de-a doua variantă. Puneți-vă întrebarea în gând și haideți să vedem ce putem să aflăm. Așa mișcarea pendulului înseamnă da, așa înseamnă nu, dacă se învârte în cer, puțin probabil în această perioadă. Ok, îmi doresc să aflu răspunsul la întrebarea pe care și-au pus-o sau la care s-au gândit cei care aleg varianta a doua cu da sau nu. Se învârte în cerc, asta înseamnă că este puțin probabil. Acum am zis, da, se învârte în cerc. Vedeți și dumneavoastră că nu mișc, da? Deci se mișcă exact în cerc. Mulțumesc. Puțin probabil acum. Deci în acest moment, în momentul în care facem această etalare. Bun. Ok. Haideți să vedem acum pentru cei care aleg piatra maro, maro cu alb. Uh,
Bun, haideți să vedem întâi un mesaj special pentru cei care aleg această etalare. Atenție și voi la tot felul de dușmani și dușmănei. La voi ceva se termină, de fapt cred că la toate etalările, din câte am observat, ceva se termină brusc, dintr-o dată, fulgerător, spontan, sau dacă până acum v-ați gândit că poate ceva revine. Fie eveniment, fie persoană, fie moment, de data aceasta parcă vă văd extrem de porniți să ceva, să puneți capăt a unei situații sau, mă rog, a unei relații, etc., etc. Foarte tranșante lucrurile, sau s-ar putea ca cei care au ales această a treia etalare să tranșeze foarte, foarte rapid lucrurile, se gândesc rapid, așa, pe rapid înainte ce, la ce să renunțe, ce să păstreze. Evenimentele se vor succeda destul de repede. În cazul dumneavoastră va trebui să vă adaptați din mers. Îmi atrage foarte tare atenția această carte, totul văsem 10-le de spade, și s-a tot pitit, s-a tot venit în fața mea. De asta vă zic că ceva se termină destul de rapid, destul de tranșant, dacă este o relație destul de brusc. Dar haideți să vedem. Poate o relație triunghiulară, oricum alegerea, să știți că cred că ați făcut-o clar și dumneavoastră sau persoana cu care sunteți într-o relație triunghiulară, că de asta mă gândeam totuși ce este, care este treaba cu acea despărțire bruscă, break-up, dintr-o dată. S-ar putea să fie vorba despre renunțarea la o relație triunghiulară. Acum, că ori dumneavoastră, ori acea persoană, eu văd aici că este cu norocel. Adică, cred că este de bună augură în ideea în care s-ar putea să crească șansele ca o persoană care are pe cineva să renunțe la acea a treia parte pentru a fi cu dumneavoastră. Și aici mă gândesc la faptul că vă stă și supervizează așa cam tot ce a construit în trecutul său. Poate este o ființă care lucrează într-o altă țară sau locuiește într-o altă țară, într-un alt oraș, pentru că aici văd o apă destul de un lac foarte mare, o apă în general înseamnă un alt oraș, o altă locație, de exemplu. Și văd așa cum stă și se uită la tot ce a construit în trecutul său, dar totuși ia acea hotărâre de a renunța la tot pentru binele său și pentru ceea ce își dorește cu adevărat să trăiască. Pentru că își dă seama că a ajuns totuși la o vârstă la care este mult mai important să trăiești de la suflet la suflet, să trăiești o iubire pură, să trăiești o relație de adevăratelea, decât să trăiești în agoniseală. Că agoniseala se duce pe apa sâmbetei, că tot vorbeam de apă, și rămâne bucuria sufletească, rămâne împlinirea sufletească, rămâne practic ceea ce îți dorești tu să trăiești și cu cine vrei. Ei, această persoană s-ar putea să facă această schimbare tranșantă. Cuvântul, din câte simt eu, pe ordinea de zi, aici e vorba de tranșant. A trata lucrurile tranșant. Decizii clare. Se termină ceva cu tot, renunț la tot, la toate, pentru a trăi ceea ce îmi doresc cu adevărat. Mesajul pe spatele acestei cărți: câteodată când ești jos, ridică-te singur sau singură. Posibil să urmeze câteva surprize. O să vedem în ce constau aceste surprize. Haideți să vedem. În ce constau aceste surprize? Ia uite, trei cărți. Păi, o perioadă în care aveți impresia că totul se schimbă în rău. Sau dacă ați trecut, pentru că este vorba de trecutul apropiat, poate că lucrurile s-au schimbat în rău. Sau ați avut impresia că se schimbă în rău. Sau poate ceva nu a mers bine. Asta poate că este vorba despre un conflict. V-aș certa cu cineva. Sau dacă v-ați certat cu cineva, v-ați
ce o îndănit, ați divorțat. Este o perioadă în care, să știți, se anunță cu foarte multe finaluri, așa cum spuneam și în intro. Destul de multe finaluri, de conflicte, înfățișare în fața unei instanțe de judecată în care lucrurile nu au mers tocmai ok. Din rău mai rău. Frica de noi începuturi sau frica că nu mai sunt noi începuturi. Cineva și-a tot băgat codița. Poate că aici eu văd un tânăr cu părul deschis, la cum are părul blond, iar mă tot ceartă o doamnă că spun de părul blond. Păi dacă are părul blond, ce să-i fac? Să-l vopsesc, să-i fac negru părul? Nu. Glumesc, desigur. Posibil să fie aici vorba despre o persoană tânără care ora băgați zăzanie între dumneavoastră și o persoană. Sau poate să fie copilul dumneavoastră, poate să fie, eu știu, un membru al familiei dumneavoastră. Poate să fie copilul prietenului vostru, prietenei voastre sau iubitului, iubitei, amantului, amante, etc. Care nu a privit cu ochii buni încă de la început o relație a voastră. Fie că este vorba, v-am spus, despre o relație de iubit, iubită, fie că este orice fel de relație, nu a privit bine încă de la început. Poate să fie și o tânără, egal. Nu i-a convenit ceva, nu i-a... Imposibilă, o ființă destul de imposibilă, care trăiește doar din beneficiile oferite de alte persoane. În momentul în care nu mai are o legătură clară cu acea persoană, atunci iese bai mare, că normal, fiecare își găsește peticul, sacul sau prieten, de exemplu, poate să fie și prieten. Asta gândindu-mă la doi buni prieteni care au avut posibil aceleași sentimente sau au nutrit sentimente similare pentru aceeași persoană, persoana în cauză fiind dumneavoastră. Unul a câștigat, această persoană a pierdut, ei din momentul acela a ieșit, s-a dezlănțuit jihadul în inima sa și atunci posibil s-a făcut orice să împiedice bunul mers al lucrurilor între voi. Însă, ceea ce este de bun augur este faptul că persoana asta, spuneam în începutul etalei, că renunță la tot și toate. S-ar putea să renunțe, inclusiv la ființe. Adică să spună chiar și la prieteni, prietene, să-și dea seama că această ființă este un dușman. Și atunci să-i se ia așa un val de pe ochișor și să realizeze că această ființă nu îi face bine. Și să renunțe și la prietenie, și la bani, și la absolut orice. Își dă seama că există persoane care vor să eșueze aceste ființe. De aia zic că mare lucru să renunțe la bani. Sau își dă seama, mulțumesc pentru mesaj, că persoana voastră, sau poate fi să fiți dumneavoastră, își dau seama sau vă dați seama că banii nu aduc fericirea. De asta cred că această persoană lasă tot, lasă toate și se îndreaptă către feeling, către suflet, către vocea interioară. Ce spune vocea interioară? Să trăiești fericit. Dar cum? Și culmea sau nu, nu-i pare rău că renunță la avere sau că renunță la tot ceea ce a construit. Consideră că lucrurile materiale sunt niște câmpuri pline de ciulini. Sau acești bani i-au adus o fericire temporară. 8 puncte extrem de importante. Peste 8 zile o să avem răspuns clar din partea acestei ființe. Dar să lămurim fiecare carte în parte. Haideți să vedem, vroiam să o iau așa de la coadă la cap și dacă tot am o de la coadă la cap, este o persoană care își dorește să vă întâlnească, să o luați posibil de la capăt ca și cum totul ar fi nou. Vedeți că s-ar putea să fie o persoană din trecutul vostru, nu este o persoană
nouă, cu totul și cu totul nouă, deși această carte textual așa spune. Nu simt că este o persoană nouă, consider că este o ființă cu care își dorește să începești ceva nou, adică dacă ați fost despărțiți separați la distanță, dacă au fost niște lucruri de realizat în situația sa, acum parcă își dorește să o luați de unde lucrurile au rămas nespuse, nevorbite sau în coadă de pește. Că s-ar putea să fi intervenit o pauză. Și atunci lucrurile să fie reluate exact de acolo de unde ați pus o pauză temporară. Lasă-mă să pot, sau nici măcar nu v-a zis lasă-mă. Probabil că această persoană a gândit, o să-mi rezolv lucrurile, să mă simt eu bine cu mine, să fiu sigur sau sigură că pot să renunț la tot și la toate pentru a fi cu el sau cu ea. Își face planuri. Odată ce realizează că banii n-aduc fericirea sau au adus această fericire până la un moment dat. Și atunci își face planuri vis-a-vis de voi. Deci cineva își face planuri, își setează data în calendar când să vă sune și să vă întâlnească. Sau setați voi împreună o dată în calendar în care să fiți amândoi pe aceeași lungime de undă și să vă întâlniți. Pentru că încearcă să diminueze cumva această distanță. S-ar putea să fie o persoană la costum sau să-i placă să umble la costum, la cravată, nu știu dacă se mai poartă acum, dar măcar să fie cumva țiplă sau își face în gândul său, vrea să arate bine, să se întâlnească cu voi și să vă rupă inima. Este o persoană dezinvoltă, să știți că este o ființă foarte sigură pe ea. Acea persoană care umblă cu mâinile în buzunar, câteodată și bineînțeles că nu este o chestie învățată. Există dezinvoltură în atitudine, fiți foarte atenți, atente la limbajul trupului. Este o persoană care știe ce poate, sigur, sigură pe ea, cred că și din punct de vedere material, are o stimă de sine crescută, dar nu este acea persoană infatuată. Nu este o persoană narcisistă, adică nu depășește limitele spunându-și, vai, eu sunt cel mai tare din parcare sau eu sunt cea mai frumoasă zână de pe pământ, am la picioare pe toată lumea. Nu despre asta este vorba. Lucrurile sale sunt foarte frumos setate. Poate că lucrează într-o companie multinațională, poate că este factor de decizie, factoriță de decizie, poate că este o persoană care îi place să ia decizii în favoarea cuplului, dar astfel încât pe voi să vă valorizeze, nu să preia controlul, este total altceva. Gemeni, fecioară, pești. Healing heart înseamnă vindecare. De asta spuneam că s-ar putea să fie vorba despre această persoană cu o diferență de vârstă, pentru că tot vorbim de emoții aici, de inimă, pe inimă roșie, așa. Cred că este o ființă care vindecă, vă vindecă. Sau își dorește să vă vindece, să vă reconstruiască, să vă elibereze de o relație toxică. Tot vorbeam de toxicitate în toate etalările. Își dorește foarte mult să vă recuperați voi. Și de asta spuneam că s-ar putea să ia niște decizii astfel încât să vă ajute să treceți peste lucruri pe care lucruri care nu vă mai fac, lucruri care vă sunt inutile. Persoane ori șatirate, energia feminină, ori blonduțe, ori persoane care poartă coc sus, nu ca al meu, mai sus, așa, nu știu cum se numește. Poate energiei feminine îi place să croiască, îi place să coasă, îi place să construiască. Îi place să vindece, îi place să ajute persoane. Călătorie. S-ar putea ca această persoană să fie de la distanță. De asta zic că dacă este vorba despre ființa asta, este clar că vă restabilește, vă coase înapoi inima. Ia uitați, păi ce aș putea să mai zic? Acest ciocan reprezintă reconstruire,
reconstruire înseamnă că persoana asta este insistentă, persistă în a vă vindeca sau a vindeca relația asta. Dacă este o persoană din trecut, până la urmă se hotărăște să renunțe la tot pentru a vindeca situația asta dintre voi și de a reconstrui de acolo de unde lucrurile au rămas în coadă de pește, că știți că v-am zis mai devreme. Și lucrează la acest lucru. Să știți că își face planuri cu voi, repet, prin această carte. Își face planuri cu voi, își setează data la care să vă intercepteze, încearcă și un pic de sabotaj, asta în sensul bun, pentru că vă urmărește de la distanță, întreabă pe X și pe Y dacă, mă rog, vă cunoașteți, cam cum vă mai simțiți, să vă ia pulsul, știți? Adică încearcă să vă ia puțin înainte, să vă ia pe nepregătite, prin surprindere. Haideți să vedem și un mesaj final. Aveți noroc în dragoste, așa că din punctul acesta de vedere măcar stați bine. Tot ce s-a putut planta, sămânța aceasta a îndeplinirii unei relații, pentru că cei care au ales a treia variantă văd că planul principal este cel al iubirii. S-a făcut, s-a plantat, practic tot ceea ce era de făcut, lucrurile așa trebuie să fie. Mai mult de atât, nici nu puteți să faceți, nici voi, ei da, sau ele. Așa că este vorba despre o vizită, că tot spuneam de călătorie, o vizită din partea acestei persoane, poate un schimb de mesaje, poate o călătorie virtuală, de ce nu. Ideea este că s-ar putea în foarte multe cazuri să faceți schimb de mesaje. La început spuneam să vă ia pulsul, după care chiar să vă și întâlniți face-to-face, ceea ce ar fi de preferat. Diferență de vârstă sau nu, până la urmă dragostea este fără vârstă. Mesajul pe care vreau să vă îl citesc și pe care l-am cules pentru voi, prin atitudinea mea vreau să spun tot. Confesiune, s-ar putea să vă mărturisească ceva. Totul se reduce la ultima persoană la care te gândești noaptea. Acolo e inima ta. Vedeți? Deci, cred că această ființă s-a tot gândit, s-a tot răzgândit și a ajuns la concluzia că dacă înainte să pună capul pe pernă, îi veniți în minte, până la urmă înseamnă că acasă, acolo este acasă. Indiferent de ce se întâmplă, indiferent de relații, indiferent de depărtare, indiferent de, etc., etc. Și amd. Dacă ultima persoană cu care adormi în gând este persoana la care te gândești, atunci acolo este acasă, acolo e inima ta. Și atunci procede în a face o alegere totală, a pune capăt a tot ceea ce a crezut că înseamnă fericire și a alege conștient, conștientă fiind, persoana alături de care îi este inima, persoana care i-a furat inima. Bun, dragii mei, dragile mele, haideți să vedem o întrebare la finalul acestei etalări. Îmi doresc foarte tare să răspund prin intermediul, să vă răspund prin intermediul acestui minunat pendul la o întrebare concretă, cu da sau nu. Dacă pendulul se mișcă așa, înseamnă că este, mă mănâncă nasul, cred că am o bucurie, o să-mi dați o veste bună, sigur. Înseamnă da, dacă este așa, înseamnă nu, dacă este încerc, înseamnă puțin probabil în acest moment. Acum, în această perioadă rapidă, prezentul apropiat, auzăm-mi și pe noi, viitorul apropiat. Bun, puneți-vă o întrebare, gândiți-vă la o întrebare, încercați să vizualizați, dacă se poate. Ideea este să nu fie ceva ambigu, să fie ceva concret, la care putem să răspundem, prin da sau nu. Ok. Îmi doresc să aflu, pentru cei care au ales această a treia variantă, răspunsul la întrebarea lor. Cu da sau nu?
Vi se confirmă, este da sau nu, vi se confirmă niște chestiuni care în care ați fost nelămuriți. Vi se confirmă o nelămurire, da. Vedeți că răspunsul ăsta e mult mai amplu. Răspunsul este da, dar pentru că ușor, ușor a fost așa un preț de o milisecundă sau mă rog o secundă s-a încercat cumva să o ia spre nu știu, posibil să vi se lumineze ceva, să vi se ia un văl, sau nu știu, aveți o revelație, sau să vi se confirme o perioadă în care ați fost în îndoială. Dar, eminamente, răspunsul este da. Eu vă mulțumesc foarte mult, dragii mei, dragile mele, pentru prezența voastră în această seară la etalare. Vă mulțumesc de fiecare dată pentru că alegeți această opțiune de a vedea și a revedea etalările de pe Auroscope. Îmi doresc foarte mult să aveți o săptămână binecuvântată, un început excepțional, toate cele bune. Până data viitoare, vă iubesc. Numai bine, dragii mei. La revedere!